bună, dragii mei, la plimbare cu prietena mea. Mă întâlnesc în Incion, trebuie să iau un autobuz, după care metrou și ne întâlnim să vedem dacă putem să arătăm mall-ul unde mergem. Vă pup! Miroase a gogoși. Acum ajung la stație. Dragul corean care nu lipsește de nicăieri. Că se părbesc de avut. Ok, vine autobuzul. Oricum la prima coboară. Am greșit autobuzul, așa că trebuie să merg puțin pe jos până la stația de metro. M-a lăsat chiar la stație, dar acum trebuie să merg puțin. Nu e nicio problemă. 2 minute. Să mă cruzavă pe aici. E printre blocuri, ca să spun așa, da? Printre blocuri cu magazine alimentare. Aici nu locuiește. Unde sunt restaurante sau magazinuțe, nu sunt blocuri de locuit. Doar birouri și restaurante și patiserii și coffee shop-uri. Locuințele sunt altfel, în altă parte. Adică numai locuințe. Nu amestecă mâncarea cu locuințele. Sper să nu fi greșit drumul. Mai am o leacă și ajung la metro. Am ajuns și la metro. A trebuit să merg cam mult. Pentru că am greșit autobuzul. Dar nu nimic. Prietena mea mă așteaptă. Nu-l prindem, cred că l-am pierdut pe asta. Da, următorul. Mai nimic, așteptăm. 5 minute, Marie. Aici așa sunt metrourile cu protecții. Din cauza, sunt geam, acolo sunt șinele. Ar fi fost destul de multă lume care s-a sinucis, s-a aruncat între linii și ei au găsit metoda de a proteja cu uși de sticlă liniile, că trenul este înăuntru cum ar veni, metrou, și așa problema s-a rezolvat, cel puțin cu metrourile. O să vedem. Da, este o stație mică aici, de unde iau eu. Ne punem la rând. Da. Nu te poți băga în față, trebuie să stai aici la rând. Bun, frumos, micuț. O mapă aici, ca să ai idei unde mergi. Ok. Bun, a venit, bine. De acum goana după locuri. Întotdeauna lumea fuge după locuri. Știu că este o deciudat când te așezi tu ca străin, dar aici fiecare cum prinde loc. Alții mai au locurile lor, speciale pentru bătrâni, cât și însărcinatele, loc care nu poate fi ocupat. Am ajuns în plan, trebuie să-mi primesc cu prietena mea. Incionul este foarte mare, este o metropolă. În general, mergem cam jumătate, cam o oră ca să ne întâlnim undeva la mijloc, cum ar veni. Ok? Trebuie să iese. Mă întreb unde o fi oară. Și nu văd. Parcă nu ne-am văzut de un an. Hai să mă opresc muzica atunci. Păi hai să mergem să mâncăm. Până pe trei bupiongo, ok, din partea mea bupiongo. Mie mi-e val, dar până acolo leșim de pe mine. Ok.
Păi hai să luăm calea scurtă, să mâncăm ceva de aici pe aproape. Să mâncăm ceva. Da. Mâncăm un sandwich până la urmă. $5, 900 au costat sandwichul ăsta la Subway. E bun, totuși cam minuscul pentru prețul respectiv. Mă rog. Ok. Ia. Acum avem cafeluța. Iată cam limitată. Care-i moca? Se cheamă mocha, nu moca. Adică cum scriu ei moca, trebuie scrie cu doi de cu sau cu că, capa, ca să fie moca, dacă nu-i mocha. Dar asta e cea mai bună gustului meu. Cafea moca. Vă rog să-mi iau vopsele până la... Nu văd, cred că trebuie să urc. Vrăjitoria Winnie Pini. Ce sunt drăguțe. Totuși caut vopsea de păr. Sunt un fel de magazin cu decorator, dacă am găsit. Așa de ieftină nu-mi place, că nu e bună. Nu, nu mă încântă. Mai bine mă duc la un magazin mai. Ok, asta a fost excursia mea de ziua de azi. Vă mulțumesc că ați fost aici. Vă pup pe toți. Să aveți o zi faină. Nu știu. Asta îmi place. Din astea am cumpărat filter tape, chestiile la care le aveam eu pe față, dar nu sunt grozave, nu au plăcut rău. Nu stau. Cred că trebuie să merg în alt magazin ca să-mi iau eu vopsea aici. Ok, dragii mei, v-am pupat cu drag din Corea. Olive and Young. Aici sigur că sunt vopsea. Ce-mi plac la magazinele astea e că poți să testezi, poți să încerci, poți să te machiezi, poți să folosești orice, că sunt testări. Vin aici fetele de acasă, intră aici, se machiază, se aranjează, se rujează, se dau cu foundation, pencil, make-up și așa mai departe, creme și apoi se ducă în treaba lor. O să o faci foarte frumos. Olive and Young este una dintre cunoscutele branduri de cosmeticale. Acum am să caut eu vopsea și pe urmă mă duc acasă. L-am ducat.